O nouă investiție majoră în domeniul cultural a fost finalizată de către Consiliul Județean Botoșani. Procesul de reabilitare și restaurare a casei memoriale George Enescu de la Liveni a fost finalizat. Putem spune cu mândrie că avem o casă memorială pe care sperăm să o avem cât mai mult timp în condiții și în parametrii buni, cu tot ce înseamnă microclimat, condiții pentru specialiștii noștri, muzeografi, dar și refacerea întregului perimetru, a gardului și a curții. O casă de care ne leagă foarte multe, o casă a marelui compozitor George Enescu și unde vom face numeroase activități și în această miniscenă care a fost ridicată acum. Lucrările au fost realizate în cadrul proiectului transfrontalier History and Music Values That Bring Us Together, pe care Muzeul Județean Botoșani, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, l-a implementat în parteneriat cu Ministerul Culturii din Republica Moldova. Iată că această comoară neprețuită este pusă acum în valoare grație acestui proiect transfrontalier România-Republica Moldova. Vorbim de un proiect în care s-au investit peste 650.000 de euro, la care Consiliul Județean Botoșani a avut o contribuție de peste 120.000 de euro. Valoarea totală a proiectului este de 1,43 de milioane de euro, din care valoarea care a revenit Muzeului Județean este de peste 650.000 de euro. Partea de cofinanțare asigurată de către Consiliul Județean Botoșani este de 126.000 de euro. Prin acest proiect s-a restaurat zidăria, tâmplăria de lemn, atât cea interioară cât și cea exterioară, și s-au refăcut pardoselile și acoperișul. Lucrările au vizat și curtea casei, unde s-au refăcut gardul, fântâna, aleile și rigolele. Și s-a realizat o scenă din piatră naturală pentru evenimentele în aer liber. La casă s-au făcut lucrări foarte complexe, deci toate fundațiile s-au subzidit pentru că casa avea mișcări de ziduri, fracturi, fel de fel de țasări uniforme. S-a făcut consolidarea fundațiilor, s-a făcut șarpanta nouă, s-a pus în viitoarea deșiță și plus lucrările de finisaj. Putem cu el numai cu un mortar de var să respire pereții, pardoselile originale din lemn, tavane din lemn, plus aleile de acces prin parc, prin fața monumentului și protecții cu apele pluviale, cu rigole pe trotuar. Imobilul nu a mai beneficiat de îmbunătățiri din anii 90, însă atunci lucrările nu au fost de anvergură, ci doar reparații. Astăzi, reprezentanții muzeului au făcut recepția acestui obiectiv turistic de interes național aflat în patrimoniul județului Botoșani, un eveniment la care au participat Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșani, și Dorin Birta.